Știi, și presa, bateți apa în piu pe niște chestiuni. Credeam că spuneți batem câmpii. Nu, bateți apa pe niște chestiuni la care autoritățile, iată, alese, dau vina, n-au secretară sau n-au aia, nu vin cu nicio soluție, cu niciun răspuns. Și eu vin și vă spun, acest guvern este în funcție de 2 săptămâni, pe scurt, domnule Prigoană, vă rog. De 2 săptămâni, mamele i-au venit la 85% plafonat la 4.000, pentru că i-am insistat să fie, pentru că avem nevoie și de protecție socială la mamele care n-au contribuit niciodată. Adică de i-am dat afară nu? Pe pensionarii, da? Care avem niște pensii exorbitante în sistemul public, primeau și pensie și salarii. Câteva și tinerii asta? N-aveau, le-am dat, da, și niște case la niște mâini. Case care suntem obligați să le dăm, pentru că Cristi Diaconescu, pe care l-a susținut dumneavoastră cu Parlamentul trecut, că știți că domnul Codrin Ștefănescu a fost deputat și a guvernat cu liberalii împreună, că doar domnul fost ministru a dat ordinul ăla de ministru, nu domnul Oprea. M-ați înțeles? Dânsul trebuie să ducă la îndeplinire de ministru, asta e. Și până acum s-a demonstrat că s-a mișcat. Urmează să fie numit secretar de stat, dar eu cred că totuși nu trebuie să ne grăbim să numim pe cineva cu heirupul, trebuie oameni competenți. Și să vedem dacă acest guvern s-a mișcat în sens invers, vă spun eu. Și ați dat proba cu legea Șandru, prin care a stăiat subvenția pentru mame. Această polemică nu o să o terminăm nici. Ce ceva mai de natalitate, că doamne, plângem că avem puțin copii, că se nasc puțin copii. Nu e legea Șandru. Legea a fost făcută în vremea PNCCD-ului, s-a mai discutat toată povestea asta, nu, legea s-a revenit asupra... Lavinia s-a bătut, inclusiv aici pe postul de aici, în locul unde stau eu, a făcut 85.000 de euro, pentru că a avut 100.000 de euro. Și a alergat prin tot Parlamentul ca să restrângă la toată lumea. Să se bucure de cei 12.000 care o să-i primească, pentru că sunt femei care n-au muncit niciodată în viața lor și trebuie să avem solidaritate de milioane de mame. Solidaritate socială. Nu să plângeați de mila nu știu cui și nu mai plângeți de solidaritate socială. Să vezi ce face Adriana acasă, vorba. S-a mediat deja. Ce? În familie. Deja? Păi am spus că atâta primește la stat, restul la muncă, l-am tins mâna. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Vă mulțumesc, domnule Codrin Ștefănescu. Sper că până la urmă să lămuriți problema legea Șandru, legea PNCCD-ului. E dată legea din 97. Am înțeles. A fost suspendată de PSD și repusă pe tapet de la Urmează sport cu colegul meu, Dan. Dar trebuie să fim corecți.